Cercetătorii de la Insemex au organizat prima întâlnire a lor cu publicul. Acum, când institutul, unic în România, împlinește 65 de ani, publicul a fost invitat să treacă pragul instituției și cei care au dorit au vizitat pe rând laboratoarele. Ideea este excelentă, n-am mai fost. E prima dată când am venit, fiind prin zonă, am zis să vin să văd despre ce-i vorba. E într-adevăr spectaculos. Am înțeles că e singurul institut din țară care se ocupă de așa ceva și nu numai din țară. Insemex Petroșan, prin cercetătorii științifici de aici, s-a făcut remarcat în întreaga lume, studiile oamenilor de aici fiind luate în calcul în toate tratatele de specialitate, dar puțin sunt cei din Valea Jiului care au venit vreodată până la poarta instituției. Veți avea parte de o mică expunere aici, în sala de consiliu Insemex. Colegii mei vă vor prezenta și câteva simulări la expertize pe care noi le-am executat în trecut, după care veți vizita laboratoarele Insemex. Programul este laboratorul de aplicații informatice și cooperare internațională, unde e miezul IT al institutului nostru. Partea de chimie, analize fizico-chimice, aeraj, ventilație industrială, protecția mediului, salvare, echipamente, securitatea echipamentelor care lucrează în medii potențial explozive, după care avem organizat, având în vedere distanța de aici și până la poligonul de explozivi, avem organizate două sesiuni de vizită. Trebuie să rețineți că acolo este interzis cu telefoane mobile și cu aparate foto-video. În rest, colegii mei vă vor face o demonstrație în ceea ce privește testarea explozivilor și articolelor pirotehnice. Vă rog să vă simțiți liber să puneți orice fel de întrebări, orice nelămuriri aveți. Colegii mei sunt pregătiți, vă așteaptă în laboratoare. O surpriză plăcută pentru ceilalți. Și senior. Iar că avem senior, da, cred că din Petroșan, nu? Din Vulcan. Și din Vulcan, mă bucur. La un moment dat spuneam, suntem atât de cunoscuți în România și mai departe, și mai puțin cunoscuți în Valea Jiului. Ăsta e un lucru extraordinar. Iar dumneavoastră, seniori, așa cum a spus domnul director general George, o să înțelegeți bine ce rol are această instituție în comunitatea noastră. Comunitatea noastră, mă refer, Valea Jiului. Și nu numai. Sper să o să rămâneți surprinși plăcut în urma vizitei care o faceți în laboratorile noastre. Insemex Petroșan a celebrat în 19 noiembrie Ziua Cercetătorului și Proiectantului în România și ziua de naștere a profesorului medic George Emil Palade, care s-a născut în 19 noiembrie 1912.